Pompierii au spart ușa garsonierei în care locuia și l-au găsit pe bărbat fără suflare, întins pe pat, cu fața în jos și cu picioarele atârnând pe podea. Cadavrul intrase deja în descompunere, mirosul simțindu-se pe toată scara. Am intervenit la sosirea organelor de poliție. Într-adevăr, am constatat o victimă, era lungită pe jos, o persoană decedată, urme vizibile de descompunere. Vecinii și membrii familiei spun că bărbatul suferea de cancer în fază terminală și obișnuia să consume alcool peste măsură, fiind și o fire violentă. Era foarte bolnav. Și de cât timp suferea? Păi are 3-4 ani, are cancer la prostată. Și din cancer la prostată avea durere, beia spirit. Nu au tențile gei cu el. Polițiștii criminaliști au efectuat cercetarea la fața locului și au dispus transportarea cadavrului la morgă pentru efectuarea necropsiei în vederea stabilirii cauzei morții.